Salutare prieteni! În episodul de astăzi am să vă arăt cum desfac eu IGR-ul la un Ford Focus 2 pentru a-l curăța. IGR-ul se află undeva aici, acesta este. Și trebuie să desfacem acest colier. După care desfacem acest șurub. După care mai avem un șurub undeva în partea asta. Nu se vede, nu pot să filmez aici, dar dacă băgați mâna sau oglindă, îl vedeți. Pentru asta, desfacem mufa. Mufa are un clips aici, în partea asta. Deci trebuie să ridicați clipsul ăsta și să trageți. Așa. După care, cu o șurubelniță dreaptă, o să declipsăm acest colier. Eu mi-am pus aici un gen, o bucată cu vor din ăsta, ca să nu stau direct pe motor. Așa. Și acum declipsăm acest colier. Am declipsat. A sărit. Să vedem cum îl punem la loc. De sărit a sărit. Da, să vedem cum o să-l punem la loc. Sper să reușim. Așa. Acum, cu o cheie de 10, cred, desfacem acest șurub. Luăm tubulara de 10. Am făcut o greșeală, nu e de 8, nu e de 10, e de 8. Capul acelui șurub. Și acum am să-l desfac. Merge destul de ușor. Nu e chiar așa de strâns. Vreau să-l desfac și să-l curăț. Sunt curios dacă e murdar. Pentru că mașina parcă nu mai trage așa cum trebuie și scoate fum albastru. Nu știu dacă o fi din cauza IGR-ului sau o fi altă cauză, nu știu. O să îl desfac, vedem ce avem aici, îl curăț. După care am să ies undeva la drum lung, să merg puțin tur apoi să-și regenereze filtrul. Să vedem dacă va mai scoate fum. Asta este șurubul. Este destul de lung. Și acum desfacem și pe al doilea șurub. Băgăm cumva cheia în zona asta. Și am să încerc să-l localizez cu mâna prima dată. După care gata, l-am localizat. Am pus cheia pe poziție. Și acum îl desfacem. Da. Asta chiar se desface și mai ușor, după cum văd eu. Îl învăr doar cu mâna. Oare să mai... să fi fost desfăcut? Chiar sunt curios dacă e murdar. Chiar sunt curios.
Gata, oameni buni, am scos ghereul. Bă, să știți că ghereul nu pare a fi murdar. Nu pierdeți această garnitură. Și acum să-l desfacem. Deci, cam așa arată ghereul. Să știți că de murdar nu este chiar atât de murdar. Am să încerc să desfac și aceste două șuruburi de aici, trei. Să vedem dacă dar nu e chiar deloc murdar. Și atunci de ce scoate fum? Și nu mai trage. Acum dacă tot l-am scos, am să-l curăț, îl curăț cu diluant, după care am să-l motez la loc. Am desfăcut și partea asta electrică, am desfăcut cele trei șuruburi și cam așa arată aici în interior. Eu am să curăț, am desfăcut-o și atunci când am desfăcut, am făcut un semn ca să știu în ce poziție o pun. Deci am făcut un semn aici, deci semnul ăsta aici și am mai zgriat aici. Vedeți? Așa se face și voi dacă desfaceți partea asta ca să știți cum mai puneți. Și acum am să curăț. Ningine aici. Am să cam așa funcționează. Papa, deci asta se mișcă. Am să iau să curăț. Acum, cu diluant, băgăm pe aici, nu am soluție de curățat. Știți care a fost problema? Partea asta. Deci axul ăsta aici era înțepenit. A, când am tras de el, a făcut trosc odată. Și mă gândesc să fi fost ăsta blocat. Deci de ăsta, aici, a fost blocat, cred. Și când am tras de el, și-a dat drumul și uite ce ușor merge acum. Mă gândesc că dacă mergea ușor de prima dată, nu? Fără să mai trag eu cu puterea. Deci am tras cu putere. Nu v-am arătat, eu am crezut că ăla e așa fix acolo, dar nu. Se pare că nu. Se pare că nu e fix. Și mă gândesc să fie. Să fi blocat.
Să încerc să bag pe aici cât de mult din luam pot ca să curăț. Voi puteți să vă luați soluții de curățat. Eu n-am mai luat pentru că nici nu m-am gândit că o să-l dau jos și mi-a venit așa boala pe el să-l desfac, să vedem ce are aici. Mă gândeam că e murdar, dar nu e chiar așa de murdar. Deci am să-l curăț, după care o să-l montăm la loc. Gata, l-am curățat. De oameni buni, n-a fost mizerabil. Decât că această chestie, nu știu cum îl zice, care e trasă de către motorașul electric, de către ăsta, era blocată. Eu când am sucit de ea, am tras cu forță de ea și nu știu dacă era normal să fie chiar așa de blocată. Și mă gândesc să fi rămas pe deschis sau pe închis. Deci nu știu ce să vă zic. Se vă arăt și aici în interior. Nu cred că se vede. Aici închide și deschide. Dacă ridic, se trage. Dacă îi dau drumul, se ridică. Și uite ce ușor merge acum. Deci nu știu dacă o să fie din asta, să fi fost blocat. Oare? Deci cam așa arată aici în interior. Și l-a fost în poziția asta sus. Și uite, acum dacă îl las, ea o să cade ușor, foarte ușor cade. Deci mă gândesc că axul ăsta să fi fost blocat și din cauza asta, chiar dacă nu era mizerabilă, nu știu ce să zic. O să vedem la momentul oportun. Acum am să montez motorașul electric la loc. Asta e garnitura, să nu uita să punem garnitura. Punem garnitura. Așa. Acum o punem în poziția asta și în poziția asta, cum am făcut semnul. Deci am semn aici, am semn aici. Acum urmează să pun șuruburile. Ela, vino. Dă și mie șurubelele alea mici. Alea și celălalt. Și cheia aia. Da. Poftim. Sunt aici, da? Da. Și acum o să punem ruburile. Să sperăm că va merge. Șuruburile astea nu puteți să le desfaceți dacă nu aveți o tubulară din asta în stea. Altfel nu aveți nicio șansă. Să încercați cu altceva și o să-i stricați, să le stricați floarea. Deci dacă nu aveți o astfel de șurubelniță, nu aveți cum.
Cheile astea le-am cumpărat pentru Logan. Genul acesta de tubulare. Pentru că Logan nu are vreo câteva astea la motor. Șuruburi din astea cu stea. Acum am să le strâng, după care am să mai verific pe la motor câte ceva și după aia îl montăm la loc. Acum îl montăm la loc. Punem garnitura. Deci garnitura am fixat-o cu puțină vaselină ca să stea pe poziție, ca să nu o pierd. Și acum am să îl pun pe poziție. Am să pun primul șurub. O să fie un pic mai dificil până nimerez gaura. Gaura am nimerit-o, dar a căzut șaiba. Am recuperat garnitura. Acum încerc să pun pe poziție. În colierul ăsta aici. Așa. După care am să bag șurubul. Primul șurub. O să îl pun pe poziție. Nu cred că o să vedeți voi ce fac eu aici, dar o să vă dați seama în momentul în care o să-l desfaceți. De cât l-am pus în cum. Luăm tubularea și strângem ușor. De strâns se strânge. Acum luăm și celălalt șurub. Și încercăm să îl băgăm gaură. Am să pun pe pauză că sigur voi vedeți capul meu. Eu nu pot să filmez aici pentru că sunt singur și am să vă arăt după aia. Gata, am pus șurubul în partea asta de jos unde nu ai vizibilitate. Am avut noroc. L-am pus la simț, să știți că nu e greu. Așa, acum le strângem. Pe cel din spate l-am strâns, acum îl strâng și pe ăsta. Așa, m-am strâns bine.
Și acum urmează să punem colierul. Am să iau un clește papagal, după care am să strâng colierul. O să încerc cu acest clește, să vedem dacă reușesc. Dacă era un pic mai mic cleștele ăsta. Era perfect. Gata. L-am prins. Și acum să vă arăt și vouă. Vedem dacă se vede. Deci acesta este colierul. Ăsta este șurub care desface, care desfaci la ghire. Și mai e un șurub fix aici unde am eu degetul. Deci dacă bagi degetul aici, îl simți. Îl simți la mână și poți să pui cheia tubulară pe el fără probleme. Nu-ți trebuie oglindă, nu-ți trebuie să vezi absolut nimic. Și acum montăm mufa și gata. Cam așa. Cam asta a fost operațiunea de curățare a ghereului. Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut și voi o mică idee cam cum se desface și cam cum se curăță și cam ce găsiți acolo. Acum urmează să pun toate astea la loc și să facem o tură cu mașina să vedem cum se simte.